tocmai ați ieșit de pe scenă și ați cântat două piese destul de grele. Ești mulțumită de cum a decurs totul? Da, am fost puțin dezamăgită pentru că chitară nu s-a auzit, dar a fost în regulă. Am constatat pe la jumătatea primei melodii că n-ar avea niciun rost să fiu stresat și am încercat să mă simt cât mai bine pe scenă. Deci, da. Este primul festival de folk? Nu, am mai participat și anul trecut, tot la acest festival. Nu am obținut nimic, însă a fost o experiență. Spune-ne ce premii ai obținut la celelalte festivaluri sau concursuri. Eu personal am fost anul acesta la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară și am obținut locul 2 la Bârlad și două premii speciale. De asemenea, am mai obținut și premiul special la festivalul organizat de Asociația Arlechin, Flori de Soare, Raze de Soare, și bineînțeles am participat și la alte spectacole. Cum ți se pare atmosfera de aici, de la Ipotești? Mi se pare superbă, adică atmosfera e perfectă pentru că muzică folk, natură și mulți oameni care se distrează. Mulțumesc frumos! Cum te cheamă? Manuela. Ticand. Manuela Ticand.